Comunitatea Îndreptar Digital m-a ajutat în primul rând să pot îmbina actul educațional cu tehnologia, cu resursele digitale, practic. Cea mai reușită resursă digitală folosită pot spune că este aplicația Canva, ceea ce a presupus pentru elevi crearea unor felicitări în preajma sărbătorilor pascale și apoi chiar expedierea prin poștă familiilor, celor dragi. Asta i-a bucurat cel mai mult pe copii. Cea mai mare provocare, cred că este vorba și despre alegerea momentului potrivit în timpul unei activități și de a stopa oarecum bucuria aceea imensă a copiilor și a-i atrage oarecum în activitatea propriu-zisă. Adică ei la început se bucură foarte mult, dar trebuie ușor canalizat atenția către activitate, în general. Relaxată, bucuroasă că pot oferi copiilor, elevilor mei, aceste resurse digitale. Dezvoltarea competențelor îi ajută să fie ei înșiși, să folosească telefonul mobil cu alt scop, unul educativ. Învață prin descoperire, prin joc. De fapt, jucându-se, ei învață niște noțiuni importante ce îi va ajuta pe ei în viitor. Se simt în largul lor. Pentru a-și îmbunătăți strategiile de învățare, pentru a folosi acest instrument de învățare și într-un mod altfel, pe placul copiilor, pentru că, de fapt, totul trebuie să se petreacă în jurul copiilor. Dreptar digital, cred că este vorba despre inovare, descoperire,